Dan Petrescu a revenit la Cluj după ce a surprins când a lipsit de la reunirea lotului. Despre tehnician s-a zvonit că ar vrea să părăsească CFR-ul ofertat de arabi. În replică, oficialii din Gruia au spus că nu se pune problema unei despărțiri. Campioana Ligii I susține că Petrescu a avut două zile de vacanță în plus. Totul în regulă. E lângă mine. Dacă situația antrenorului salămurit al lui Kipciu urmează să fie stabilită, unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din Gruia este ca și plecat. În ultimul sezon, mijlocașul a prins puține minute în tricoul echipei clujene și nu mai intră în planurile lui Petrescu. Vedem, să mă discuți cu el. Vedem ce echipă, unde va merge, vedem. CFR a adus doi fundași și doi mijlocași, toți străini. Petrescu tot nu e mulțumit. Până la plecarea în cantonament programată pe 15 iunie, antrenorului i s-au mai promis întăriri. La CFR a ajuns și un fundaș dreapta de la Botoșan, cu nume celebru. It's the first thing, like, oh, are you Chris Brown, the singer? I'm like, no, it's just a coincidence that my name is like this. It's just spelling in German, it's not in English. I mean,